feeling good. Pe aceeași frecvență cu tine, Europa FM. Bine ai venit, Cătălina Striblea, pe drum cu prioritate. Bine v-am găsit, cum v-a fost vacanța? Nu la fel ca dumneavoastră, pentru că ne-ați părăsit. Ați ales meleagurile străine să vă odihniți. Nu vă mai place România. Bună e asta, de ce? Tu unde ai fost? În România. Da, eu m-am dus la familie. Eu ca BD-ul, da. La munte și la mare, știi? Da, 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 nu, eu da. Am fost familie. Tu familia am fost. Familia în Spania. Da, păi acolo avem noi parte din familie. V-ați întors bronzat, aveți așa un bronz deosebit. Da, nu știu, am făcut o plimbare. Adică am făcut mai multe plimbări, dar probabil că de asta, ca altă explicație, n-am. Am fost într-o zi la plajă, dar ploase, adică am fost să vedem plaja. În Spania cum e? Tot cu 10 euro se mănâncă? O masă, că o să povestim după ora 16 cam care erau prețurile în weekendul ăsta la mare în România. 10 euro, ce vrei să spui? Un fel de mâncare? Un fel de mâncare, da. Nu, am văzut și mai scump, stai liniștit. Și mai scump, mai ieftin? Ba, am văzut și mai ieftin, e mâncare pe toate drumurile și pe toate gusturile, da. Am poți să-ți iei și mai ieftin. Vrem să facem o comparație, știi? Da, am mâncat, îți spun acum, am mâncat într-un peco la un moment dat pe drum, că am mers foarte mult, într-un restaurant de ăsta obișnuit. Cred că era până în 10 euro, 10-11 euro era o friptură de ceva. Da. Friptură cu cartofi prăjiți. Ce 10 euro. 10 euro, da. Da, păi 10 euro costă o porție de scoici la noi la mare. E ieftin, eu ți-aș vinde-o și mai scump, că da, am eu idee de față. Ești om rău, da. Bun, rațiunea zilei, despre ce o să ne vorbești pe scurt? Uite, acum? O să vorbesc chiar apropo de firme, da, de euro. Stai să vezi ce le-a trecut unora prin cap și eu zic, fiți atenți, mai ales oameni care aveți companii, PFA-uri, sunteți acționari pe la firme, administratori de firme, stai să vezi că taxul român, așa trebuie să-i spună, taxul român, nu statul român. Deci are taxul român acționează pe toate taxul planurile. De la taxe, da, te da. Lovește pe toate planurile. Fiți atenți. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Povestea e în felul următor. În urmă cu câteva zile, mai mulți parlamentari de la tripleta de aur PSD, PNL, UDMR au băgat în Parlament un proiect de lege care, dacă ar fi adoptat, nu e adoptat încă, da? Dacă ar fi adoptat, ar da dreptul Camerei de Comerț și Industrie a României și entităților respective să facă un catalog al firmelor, da, prin care și existând acest catalog să le ia tuturor firmelor o taxă în funcție de mărimea lor, de la 10 la 100 de euro, cum pe an, da? Taxă pentru ele zic pentru reprezentare. E reprezentare cu forță. Dacă nu vrea cineva să fie reprezentat, tot dă taxa. Și zice așa, 10 euro pentru PFA-uri, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, 20 de euro pentru micro-întreprinderi, 75 de euro pentru întreprinderile mijlocii și 100 de euro de an pe an pentru întreprinderile mari. Vrei, nu vrei, plătești taxa ca să existi. E o fică la sindicat. E sindicatul sindicat. Patronilor. Uite, dacă te reprezintă cumva. Asta n-ar fi. Bă, să zicem că la un moment dat vine cineva, dar eu tot n-am înțeles. De ce ar trebui să vă dea cineva din banii voștri ca să-i reprezentați? Există registrul comerțului, oamenii sunt înscriși acolo, există un catalog, se plătește o taxă la înființare, ai tot felul de dări, fiecare industrie cu dările sale. Pentru ce, Doamne iartă, mai să mai plătești tu dare la o taxă la unii? Dar să trecem pentru asta. Pregătiți-vă pentru ceea ce, din punctul meu de vedere, e strigător la cer. Hai, trecem de taxă. Aceeași lege stabilește că reprezentantul legal al firmei va fi obligat să obțină un certificat de competență, prieteni, care să dovedească absolvirea unui curs de instruire în domeniul administrării sau managementul afacerilor, care va să zică, dacă vrei să-ți deschizi o firmă, să faci, știu, gogoș, taximetrie, așa. Tot ce vrei tu în viața asta, trebuie să faci și un curs care să-ți arate cum merg treburile în industrie, în economie, ce taxe ai la stat, ce trebuie să faci. Păi și nu e bine? Băi, minunat! Dar de asta, exact pentru asta, oamenii angajează contabili, auditori, avocați, tot felul de oameni care să facă lucrurile astea. Acum și astăzi să fac cursurile astea și toată lumea din România știe că e o șmecherie aici, da? De exemplu, ca să ai ceva alimentație publică, un bar, reprezentantul legal sau cine lucrează acolo trebuie să aibă un curs cu sănătatea publică, cu nu știu ce, pe care nu-l face nimeni, dar toată lumea îl plătește ca să ia o patalama de 300 de lei. Mai zice, atâta costă. Și asta nu e bine.
De ce nu asta o facem? Nu e bine. Asta nu e bine. De ce nu mergeți la cursuri? De ce nu mergeți la cursuri? Pentru că nu se fac în realitate, pentru că astea sunt mașini de luat bani, da? Și zice așa, mai trebuie să vină și cu niște acte, să fie apt din punct de vedere psihologic, atestat prin certificat medical de specialitate, băi, ești nebun, să fie absolvent al învățământului obligatoriu, adică dacă n-ai 12 clase, nu faci firmă, să nu fi fost condamnat pentru o listă de infracțiuni, să nu se fi pronunțat împotriva sau o hotărâre definitivă de atragere a răspunderii conform legii privind insolvența, adică să nu făcut vreo mânărie în trecut, și toate astea nu pot fi evitate pentru că s-au gândit autorii. Au zis, fără astea, dacă nu ai toate treburile astea, nu poți depune bilanțul, ceea ce, dacă nu poți depune bilanțul, nu mai poți să ai firmă, dacă nu poți depune bilanțurile. Dar asta este o mașinuță de făcut bani pe care niște băieți deștepți au făcut-o și care, în realitate, nu te, nici nu te ajută, nici nu te absolvă de ceva. Stai, mă gândeam că în teorie sună bine. Nu, da. În teorie și pe hârtie, dacă spui că sunt cursuri niște... pe care le plătești și nu le faci. Dar cum ar fi acum să scoți la tablă câteva milioane de oameni în România care au firme, dacă sunt câteva milioane de firme cu administratori, să-i trimiți pe toți la cursuri în următorul an și la psiholog în următorul an. Adică, pe bune, o să și le iei să le iei și banii și le iei și 100 de euro dinainte sau aia 20 de euro. Îi trimiți pe drumuri ca și cum lumea n-are altă treabă și acum, pe baza ce? Cât de multe bilanțuri greșite există? Câte încălcări la diverse legi? Pentru că eu mă gândesc că majoritatea lumii oneste depune bilanțuri cu ajutorul unor contabili, nu cu ajutorul unor oameni care să pricep. De asta s-au inventat firme de contabilitate. De asta există companii de management cu oameni specializați. De asta există o grămadă de profesii care te ajută să ai o afacere. Acum nu știu cum o să rezolv chestiunea asta dacă domnul de la care are o afacere mică, o gogoșerie sau o firmă de reparat ceva, mai are timp și mai are chef și mai are viață să se ocupe și de, și de lucrurile astea. Pentru că bănuiala mea e că ce vor ei să-l învețe în relație cu statul, nu cum să-și facă el afacerea mai bună. Mă rog, în fine. Îți mulțumim, Cătălin, pentru comentarii. Poate o să dezvolt subiectul la România în direct. Da, sună foarte bine. Uite cum zici tu, toată, uite, ne ascultă foarte mulți patroni. Sunt convins, da, da. Mie, eu am să spun pe șleau, mi se pare așa o mișelie, da. Mulțumim pentru comentarii. Te mai așteptăm. Pe aceeași frecvență cu tine.